a dat startul sărbătorilor de iarnă la Iași, unde a prins luminile de Crăciun după o zi plină de evenimente în orașul regal. Iașul a avut un rol important în 1918 la înfăptuirea Unirii, fiind capitala de refugiu a țării în primul război mondial. Este o mare onoare și mă simt încă mai mult înrădicinată în această țară acum. Și în plus că m-am maritat cu un ieșen, este încă mai mult. Momentul zilei a fost dezvelirea statuii de bronz a regelui Ferdinand Întregitorul, datorită căruia a fost posibilă unirea din 1918. Statuia a fost amplasată în fața Palatului Rosnovanu, actualul sediu al primăriei, care în primul război mondial a găzduit conducerea țării refugiate de la București. Regele Ferdinand a condus țara pe timp de război din actualul cabinet al primarului. La inaugurarea statuii regelui Întregitor au participat două dintre strănepoatele lui Ferdinand, Majestatea sa Margareta, care a și dezvelit-o, și Principesa Sofia, alături de Principele Radu, care este din Iași. Realizată din bronz, statuia regiului Ferdinand are o înălțime de 2,4 metri și cântărește aproape 600 de kilograme. Este opera artistului Constantin Crengăniș. Ce poate fi mai frumos decât să inaugurăm statuia celui care a făcut România cea mare? Catedrala Romano-Catolică din Iași a găzduit și o liturghie cu recviem în cinstea regiului Ferdinand și a reginei Maria. Cei doi veneau la această catedrală să se roage deseori în timpul refugiului. Să luăm plasă la celebrarea acestui recviem și solemn pentru sufletele celor doi eroi care au condus destinul poporului nostru spre Marea Unire. Tot în această seară a avut loc o ceremonie de acordare a titlurilor de cetățean de onoare Majestății sale Margareta și Alteței sale regale Principele Radu.